Continuăm cu alte știri. Una dintre jucătoarele de bază ale Naționalei Feminine de Fotbal a Republicii Moldova s-a stins din viață. Violeta Mițul a suferit un tragic accident în timpul unei scale la munte în Islanda. Potrivit informațiilor publicate de Federația Moldovenească de Fotbal, Violeta Mițul era plecată în munți, alături de colegii ei din echipa Einherji din Islanda. Nu este precizat ce s-a întâmplat, iar clubul a notat doar că tânăra a murit în urma unui accident care a avut loc în noaptea de 4 septembrie. Și naționala masculină a Republicii Moldova, care se află acum în Austria, i-a adus un omagiu jucătoarei. Băieții au ținut un minut de reculegere, iar selecționerul a transmis un mesaj. Большое горе. Нам всем грустно, печально. Я надеюсь, близкие будут рядом, чтобы такую тяжелую минуту пережить это общее горе. De-a lungul carierei sale, sportiva de 26 de ani a evoluat la numeroase echipe, în mare parte cluburi de peste hotare, în special din România și Kazahstan. Violeta Mițul a jucat ca fundaș și pentru Naționala Feminină de Fotbal a Republicii Moldova, unde a adunat peste 40 de selecții.